Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Haideți să vă arăt ce echipă frumoasă avem. Deci mai trebuie un mijlocaș, un apărător și cam atâta, că restul numai români. Deci mai trebuie încă 2 jucători și hai să mai zicem încă 3-4 pe bancă ca să începem să upgradăm jucătorii. Pe moment suntem aici în divizia noua pe online, cum s-ar zice, mai avem de jucat încă 3 meciuri și avem șanse să promovăm. Avem 4 puncte, deci noi mai putea face încă 12 puncte. Tot ce e posibil. Nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Acum, e o echipă destul de bună. Da, gata. Uitați ce echipament frumos sau băieții. Noi ne-am schimbat numele, ne numim România de acum. Na, dacă facem tot. Ăsta e lucrul care m-a consacrat pe YouTube, pe DRS, fiindcă eu sunt singurul care... am câștigat, 3-0. Ai și deci, deja prima victorie, ne mai trebuie încă 2 victorii. Eu zic că e chiar simplu să le facem. Haideți să vedem și transferurile, dacă avem vreun român, niciun român, din păcate. Mai sunt români buni, consider eu, în joc. Îl băgăm și pe Camora aici și deja avem un prim 9 de români, putem spune. Hai, încă 2 meciuri să promovăm sau să... Da, să promovăm, ar fi superb. Tot așa ne-a picat o echipă bună, ne numim România, fiindcă v-am zis că... Consider că am fost la început primul... YouTuber care a pus pe YouTube, primul creator de conținut care a pus DLS-ul ăsta și a avut succes, adică am avut niște cifre la videoclipuri destul de mari din perspectiva mea și noi ne vom numi România fiindcă ăștia suntem, asta e echipa, nu am de ce să zic acum că gata DLS nou și facem echipa forță, fiindcă pe mine lucrul ăsta m-a diferențiat de restul, chestia asta, că noi facem cu români și restul nu făceau cu români, adică nu erau patrioși cum suntem noi. Ce să mai... Haideți să ne concentrăm. Se știe obiectivul. Ne trebuie 2 victorii din 2 meciuri. Sorescu, Pușca, și acolo este depozat, dar l-a împins pe Pușca și consider că ar fi trebuit să-mi dea un... hai tătă, ieși, tătă, îl blochează pe Lionel Messi, foarte bine. Ciprian Tătărușanu, portarul care... E titular la AC Milan în momentul de față. Oh, ce pornire către Denis Alibek. Denis Alibek intră în care... Gol! Denis Alibek marchează din pasul lui Cordea, că nu știu prenumele încă, marchează primul gol în acest meci, în acest episod, spre drumul nostru de divizia a 8-a pe online. V-am zis, scopul nostru e divizia 1 pe online, să fim printre cei mai buni, cu jucători pe care nimeni nu îi are acolo. Semi-contraatac, deposedăm aici foarte bine, pierdem, Pedri recuperează, nu trebuie să ne mai grăbim, avem un gol, nici nu trebuie să stăm cu capul la cutie, gen Dan Petrescu, Denis Alibek din nou în careu către Pușcaș cu capul, apără foarte bine Alisson, are un portar foarte bun, ați văzut acolo, are card negru, deci este peste 90, overul. Bun, aici Alexandru Maxim. Îl încearcă pe Pușcaș, dar Pușcaș era puțin acolo pe contrapier. Nu prea s-a prins de pas atât de Maxim. El cred că e joacă puțin pe ofensiv, fiindcă are mijlocaș și în jumătatea noastră de teren. Sorescu. Încercăm cumva să deschidem apărarea, dar dăm o pasă greșită aici cu Sorescu, dar și el dă pasă greșită. Sper că la pauză să fie 1-0. Încercăm o pornire către Denis Alibek, care nu mai are viteza Alibek acum. Ce să faci dacă n-am învățat la geografie? Asta e un fel de inside joke. Acum Pușcaș în careu, Pușcaș! 2-0, incredibil, în minutul 45 reușim să facă 2-0. Și noi ne vedem după pauză, desigur. Pauza, haide să vă arăt ce schimbăm. Deci îl schimbăm aici. Nu, ce să schimbăm, mă, băieți? Îl băgăm pe Euler aici și o să-l băgăm pe... Aveam eu doi atacanți, un ăsta, Redan, care are viteză băiatul ăsta și ăsta, bun. Puțin atac pe mijloc, pe atac, stați, mai cer eu încă o pauză după asta. Hai să mă uit. L-a băgat pe Ronaldo, pe Di Maria, el, bun. Și să schimbăm pe Camora, că e puțin cam obosit. Din câte pot observa, cu râbul ăsta de 64, cu Bamba. Bun. Avem 2-0. Mai avem 45 de minute de jucat, n-au avut niciun șut pe poartă. Ca să faceți diferența între mine și băiatul ăsta, are
3.400.000 de puncte și eu mai am puțin și fac 100.000 de puncte. Deci practic e de 35 de ori mai bun decât mine și are o echipă mult mai bună decât mine și joacă mult, mult mai slab decât mine sau n-a știut el să se apere portocalei mecanice România. Una din două. Dybala. Pasă bună aici către Neymar. Neymar faulta dur de Cristi Manea, care primește și cartonașul galben. Foarte furios acolo Neymar că arbitru scoate doar cartonașul galben. Nu știu la ce se aștepta. Dar eu acum prinde foarte bine Ciprian Tătărușan aici. Tata uneori face niște meciuri de excepție, uneori ne îngroapă la propriu. Sorescu aici să fie out, bun mingea la noi. Chiar dacă o să vorbesc puțin aiurea în minutele ce urmează, dar vreau să ne concentrăm și să câștigăm această partidă. Asta e obiectivul nostru. Euler, noul intrat, ar trebui să aibă puțină viteză. O pornire cam complicată acolo pentru Fernandez, care recuperează. Intră în careu Fernandez și scoate în corner. Scoate în corner, e bine. Rămâne mingea la noi. Maxim către Scutero Radu. Dă în blocaj și Alisson prinde fără emoție. Radu rămâne aici sus. O să avem o gaură în apărare. Este Ciprian Tătărușanu și degajează în out. Minutul 65. Mai sunt încă 35 de minute până la fluierul final. Nu, 25. 25 de minute. Haideți să vedem ce face. Sorescu. Reușește cumva să ne punem posesia mingii și vom schimba partea de aici. O să o schimbăm acolo pe Bamba, noul intrat, și pe Euler, care... Oh, ce greșeală facem! Ce greșeală facem! Apără Tătărușanu! Super Tătă ne scoate și a treia oară pe clip, pe meciul de astăzi. Super Tătă ar trebui să fie omul meciului. Neymar. Oh, deposedat foarte bine acolo. Am crezut la început că o să dea foul domnul arbitru. Maxim Cerhanoglu îl încearcă pe Ronaldo și îl găsește și ne scoate Super Tătă. Super Tătă face un meci incredibil. Vreau, dacă ați ajuns până minutul ăsta 7, adică mult, vreau să scrieți acolo în comentarii: respect Tătărușanu, să rămâi la AC Milan cât mai mult posibil. Recuperăm și acest balon. O să încercăm un contraatac cu Euler, care e proaspăt teoretic, către Fernandez aici. Fernandez! Este deposat acolo printr-un foul dur, consider eu, dar arbitrul se vede că ține cu oaspeți în partida de astăzi. Dar nu contează că arbitre, că noi suntem mai buni, că mai e încă un minut de joc și noi conducem cu 2-0. Nu se mai poate întâmpla nimic. Victoria este a noastră. Leo Messi este deposedat aici de ai noștri români, care Mbappé pe lângă poartă. Foarte slab acest meci din perspectiva adversarului. Super Tătă ne scoate și Super Maxim reușește un super meci. Suntem prea super ca să jucăm în divizia noua. Haide să ajungem și noi mai sus. Stați că probleme de conexiune posibil, oponentul a ieșit, n-a mai avut răbdare 2-3 secunde cât mai dura. Mai trebuie încă un meci, așa că aici se încheie clipul de astăzi. Iar, nu avem cum să promovăm. Doar Survivor o să fie. Nu contează, e perfect. Haideți să vedem dacă avem și vreun român pe transfer, n-avem niciun român. Asta este. Cam asta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați, până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!